Dacă gama majoră cu semitonurile între treptele 3, 4 și 7, 8 este prezentă în muzică într-o singură variantă, gama minoră însă i-a inspirat pe creatori în descoperirea a trei sonorități diferite, astfel conducând spre trei variante ale minorului. Minorul natural, armonic și melodic. Acestea diferă atât prin construcția lor, având tonurile și semitonurile situate diferit, cât și prin culoarea sonoră, fiecare transmitând o altă sonoritate. Să dăm un exemplu. Analizând poziția semitonurilor în gama La minor, singura gamă ce utilizează doar sunete naturale, adică doar clape albe, realizăm că acestea sunt poziționate între treptele 2-3 și 5-6, iar acesta este minorul natural. De ce au simțit însă nevoia compozitorii de a descoperi și alte variante ale minorului? Să ne întoarcem puțin la gama do major. Dacă ne-am oprit pe treapta a 7, o atracție spre rezolvarea acestei trepte spre tonică. Practic, nu s-ar putea opri o melodie pe treapta a șaptea, deoarece necesitatea de rezolvare acestei trepte spre tonică este mult prea puternică. Deci, orice tonalitate are nevoie de o treapta a șaptea aflată la distanță de un semiton față de repetarea tonicii. Această treaptă poartă numele de sensibilă și are cea mai mare atracție față de tonică. În cazul gamei la minor natural însă, atracția treptei a șaptea spre tonică nu există, deoarece între treptele 7 și 8 nu este un semiton ca în cazul gamei majore, ci un ton. Acest ton nu conduce spre rezolvarea la tonică. Compozitorii simt însă nevoia de a crea această tensiune și modifică suitor dreapta a șaptea urcând-o cu un semiton. Astfel obținând semiton între treptele 7-8 și luând naștere minorul armonic. Acesta va avea semitonuri atât între treptele 2-3 și 5-6, ca în cazul minorului natural, cât și între treptele 7-8. Compozitorii o numesc variantă armonică, deoarece modificarea s-a produs spre o rezolvare din punct de vedere armonic, crearea tensiunii ce duce spre rezolvarea la tonică. Ca sonoritate, este mult diferită față de minorul natural. Datorită distanței de un ton și jumătate între treptele 6 și 7 și a semitonului dintre treptele 7 8. Din punct de vedere melodic, însă, datorită sonorității orientale create de acel ton și jumătate, compozitorii au fost nevoiți să creeze o a treia variantă a minorului ce va urca și treapta a șasea, eliminându-se conflictul melodic al variantei armonice. Acesta se va numi minor melodic, deoarece modificarea creată conduce spre o rezolvare din punct de vedere al liniei melodice de această dată. Astfel, la minor melodic va avea semitonurile cuprinse între treptele 2-3 și 7-8. Decizare. Varianta minorului melodic se va utiliza doar în urcare. În coborâre, însă, se va utiliza varianta minorului natural. Concluzie. Gama minoră există în trei variante. Naturală, Armonică și melodică. Absența semitonului dintre treptele 7-8 a gamei minore natural a condus spre crearea variantelor armonic și melodic. Necesitatea rezolvării treptea 7-a spre tonică, făcându-se simțită atât din punct de vedere armonic cât și melodic.